Bine te-am regăsit! Ai devenit din ce în ce mai greu să ieși în evidență în fața potențialilor angajatori. De aceea apar în ultima perioadă tot fel de variante alternative din ce în ce mai creative de a te pune în valoare. Ei bine, este dovedit. Clipurile video primesc mai mult de 90% din atenția observatorului, pe când CV-urile pe hârtie primesc 70% din atenția recrutorului și asta doar în primele 6 secunde. Dacă nu te-ai gândit încă la asta, ar putea fi momentul potrivit. Cu siguranță asta ți-ar aduce o valoare adăugată, uimitoare și remarcabilă, iar recrutorii te vor observa mai repede. Trimiterea unui video CV către un angajator va mări șansele ca recrutorul să te remarce și să te invite la interviu. Te evidențiezi în fața celorlalți candidați și arăți deschidere spre prezentare și comunicare. Video CV-ul este momentan în faza de opțiune care merită valorificată, fiind apreciată de recrutori atunci când fac lista scurtă a candidaților și sunt presați de timp și de proiecte. Îți pui în evidență personalitatea, atitudinea, valorile și misiunea. Dacă în cadrul CV-ului scris orice candidat poate să menționeze abilități de comunicare, în cadrul video CV-ului poate și demonstra profesionist aceste abilități. Mai multe firme și site-uri de recrutare le oferă candidaților oportunitatea să impresioneze pe angajator prin modul în care se prezintă live. Acest tip de video este considerat de către specialiști echivalentul unui prim interviu, cel care are rol de preselecție. Astfel, compania și angajatul câștigă timp, iar șansele de a fi chemat la o întâlnire care se va concretiza într-o ofertă de angajare cresc. Video CV-ul prezintă într-un mod interactiv abilitățile profesionale ale fiecăruia, condensate într-un material filmat de scurtă durată, aproximativ 2 minute, sub îndrumarea unui expert în resurse umane și filmat cât mai profesionist ca imaginea și sunetul să fie clare. Este practic o carte de vizită online ce prezintă fiecare persoană. Imaginile definesc viitorul angajat, vorbesc despre el, despre ceea ce vrea să ofere, despre cine este acesta ca om, despre valorile în care crede și încotro vrea să se îndrepte. În final, imaginile realizate fac cât 1000 de cuvinte, într-un timp foarte scurt. Angajatorii văd, analizează și își fac o primă impresie despre potențial angajat și coleg. Astfel, salvează timp și bani, de multe ori putând înlocui un interviu de cunoaștere. 1. Îmbracă-te cu o ținută adecvată, la fel cum te-ai îmbrăca pentru un interviu real. 2. CV-ul trebuie să fie succint. Trebuie să conțină numele și experiența, aptitudinile și obiectivul tău profesional. 3. Transmite un mesaj sincer și nu foarte lung. 4. Nu citi de pe foaia de hârtie abilitățile și experiența ta, ci vorbește liber și încrezător. 5. Să nu-ți fie teamă să fii creativ. Folosește umorul și efectele de editare care te reprezintă. 6. Asigură-te că este memorabil, punându-ți amprenta personală în aceasta. Ce fel de job cauți? Spune care este obiectivul tău profesional și în ce domeniu vrei să lucrezi. Menționează ce fel de poziție cauți. Care sunt cele mai mari calități ale tale? Nu pierd ocazia în a-ți pune în lumină punctele forte. Încearcă să fii original și să eviți stereotipurile. Care este nivelul tău de educație? Nu uita să menționezi ce școală ai absolvit sau specializarea pe care încă o studiezi. Ce experiență profesională ai? Menționează pe scurt cele mai importante locuri de muncă și principalele realizări. Dacă ești la început de carieră, menționează ce proiecte ai în derulare în școală sau ce activități de voluntariat ai făcut. Ce limbi străine vorbești? Un video CV este un instrument perfect pentru a-ți demonstra cunoștințele de limbi străine. Alocă-ți timp
pentru a rosti câteva fraze în limbile pe care le vorbești. Ți se creează o imagine profesională de top. Prin video CV, angajatorii pot vedea și partea din personalitatea ta. Vorbește deschis și sincer despre ceea ce oferi, ceea ce știi și despre valorile tale. Demonstrezi cum aduci plus valoare prin munca ta. Nu mai pierzi timpul ducându-te la interviuri care nu se finalizează cu un loc de muncă mai bun. Poți fi găsit rapid și eficient. Fiind online, nu ești împiedicat de nicio graniță. Îl poate găsi oricine, de oriunde din lume. Poți atașa materialul video pe e-mail, rețele de socializare, pe site-urile de recrutare sau pe cele dedicate domeniului de interes. Nu ai absolut nimic de ascuns, ești tu însuți. Un astfel de CV le este de ajutor nu numai celor aflați în căutarea unui loc de muncă, ci și studenților care aplică pentru un internship sau o bursă de studiu. Este important să țină cont de faptul că un video CV nu este suficient pentru a obține un loc de muncă, dar poate ajuta dacă este făcut corespunzător. Deocamdată, video CV-ul nu înlocuiește CV-ul clasic, care are o greutate mai mare în decizia de angajare, spun specialiștii, însă crește șansele de a fi chemat la interviul de angajare. Nu uita că modul de recrutare este într-o permanentă schimbare și eficientizarea timpului și tehnologia sunt două aspecte care își pun amprenta din ce în ce mai mult pe viețile noastre profesionale. Ca atare, ține pasul cu el. Sunt Virginia Petrescu și te aștept să urmărești și celelalte episoade dedicate candidaților aici pe TV online piațamuncii.info. Așteptăm comentariile și sugestiile tale pe contact@piațamuncii.info. Pe curând!